Doar în 67% dintre școlile de stat și private, elevii pot începe mâine fizic cursurile după o vacanță forțată de 2 săptămâni, deși rata de vaccinare de 60% impusă în rândul personalului didactic e depășită în multe școli, unele au decis totuși să rămână în sistem online. În București, de exemplu, sunt 27 de școli care, deși ar fi putut începe fizic orele, au hotărât să nu o facă. Yay! Mâine începe școala! Hai să vedem ce ora avem mâine! Nati și Cami, două surori din Baia Mare de 8 și 10 ani, sunt nerăbdătoare să meargă mâine la școală și au probat inclusiv uniformele. N-am mai purtat-o de 2 săptămâni. Oare mai bine? Sigur, ți-i bună. Ivet este în clasa a 5-a și și-a pregătit din timp ghiozdanul, mai ales că are multe materii mâine și trebuie să ia cu ea destule caiete. În ghiozdan îmi pun penar, carnețel, iar acum îmi pun măștile și șervețelele. Și frățiorii Andra și Vlad vor merge mâine împreună la școală. Mâine mergeți la școală? Da. Și sunteți bucuroși? Da. De ce materie vă este vouă cel mai dor? De română, de desen și geografie. Dar nu toți copiii vor merge mâine la ore. Doar 4.847 de școli din țară încep cursurile în format fizic, adică peste 2 milioane de elevi. Restul învață online. Copiii își doresc foarte mult să meargă la școală fizic. Prezența fizică pe ei ajută enorm. Socializează, interacționează, informațiile le captează mult mai repede decât online. Online puterea de concentrare este mult mai scăzută. Îmi place foarte mult să petrec timp cu colegii mei și cu doamna. Te dor de ei? Da. Mă văd cu colegii așa fizic și vorbim. Ne mai și jucăm în pauză și ieșim în curte să ne jucăm și facem ore de sport. Online? Păi doar facem lecții, cine dă teme și atât, adică nu discutăm. Sunt inclusiv școli unde rata de vaccinare de 60% impusă personalului didactic este atinsă, numai că școlile au decis să țină orele online. În București sunt 27 de astfel de școli, cele mai multe în sectorul 1, 11 unități. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.